Lucrările la centura Beiușului, în județul Bihor, au ajuns la un stadiu fizic de execuție de peste 50%, iar în vara acestui an se preconizează că artera va fi deschisă circulației. În prezent se lucrează la viaducte și poduri, unde sunt montate grinzile. Procesul de montare a grinzilor la al doilea viaduct peste Crișul Negru, cel dintre Beiuș și Finiș, a început în noiembrie anul trecut. La primul viaduct peste Crișul Negru, cel dintre Târcaia și Beiuș, montarea grinzilor a început în vara lui 2023. Centura Beiuș va avea o lungime totală de 9,33 de km și este pusă din două tronsoane. Primul, cu lungimea de 7,3 km, începe din drumul național 76, traversează Crișul Negru și drumul comunal 231, ocolim Beiușul la vest, apoi trece peste calea ferată și Crișul Negru și revine în DN76 printr-o curbă la dreapta. Al doilea tronson are o lungime de 2 km înspre localitatea de Lani și va face legătura între primul sector al centurii și drumul județean 764 Beiuș, Roșia Alești. Va asigura astfel accesul către viitorul parc industrial Beiuș. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020, în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.